Acum este Tosic cel care execută lovitura de colț. De ceva minute Partizan pune presiune pe poarta lui Pantilimon. Caramian este de unul singur. Nu are ce să facă. N-a fost da, foarte bună. Foarte bună pasă. Hai Gigele. Oh, gol! Bravo Gigele, extraordinară execuție. Timișoara, Partizan, Belgrad, 1-0! Fabulos gol înscris de fostul golcheter al României! Incredibilă fază! Doi oameni, Caramian și Bucur, au bătut o întreagă defensivă! Foarte bună pasa și decizia lui Caramian! Extraordinară execuția lui Gigel Bucur! Ce jucător! Ești un jucător mare atunci când ai astfel de execuții în meciuri cruciale. Vreau să spun mai devreme că Timișoara îmi pare ușor emoționată, timidă, dar exact, iată că lucrurile... Incredibil! Câtă maturitate trebuie să ai să poți să faci așa ceva! Un gol senzațional! Senzațional! Timișoara conduce cu 1-0, o boltă de zile mari! Cu siguranță cota lui Gigel Bucur a crescut cu măcar o jumătate de milion de euro în acest moment. E, se vedem acum pe sârbi, în același timp Timișoara trebuie să fie atentă și să gestioneze așa cum trebuie acest rezultat.